Neiluminate, cu pereți și scări năruite, pline cu deșeuri și mirosuri urâte, pasajele subterane din Chișinău sunt tot mai des ocolite de pietoni și devin o povară pentru autorități. Chișinăul are 18 treceri subterane construite încă pe vremea Uniunii Sovietice. Dintre acestea, abia jumătate dacă au fost reparate de-a lungul timpului. Aceste imagini de parcă nici nu ar arăta capitala europeană despre care se tot vorbește. Trebuie să pe cartoacă el de vină. Odată cu iarna apar probleme noi. Dacă vara, în timpul ploilor abundente, ne-a confruntat cu inundații, atunci iarna ne confruntăm cu inaccesibilitatea și siguranța acestor treceri subterane. Miroase și a viceu și murdării foarte mult, nu numai de la viceu, e foarte urât. Pentru trecători de fiecare zi nu e frumos. Banii sunt mari luați, dar curățenie puțină cu tătul. Mi se pare cum a fost înainte, așa și este. Bună oară, scările subteranei de la Unic, care a devenit un adevărat centru comercial, îi pune în dificultate pe trecători. Tu-s reparate și nu e ilușios. Тяжело, очень тяжело, девочки. Да, дяму патрен и грел. Было бы чистенько, так было бы легче. У алта субтерана același probleme. Scările trecerii subterane de lângă Academia de Științe a Moldovei abia de au fost atinse de lopețile drumarilor. Ba mai mult, rampa de acces nu a fost deloc curățată, iar mamele cu cărucioare sunt puse în situația anevoioasă de a urca scările. Rușina o tragem tot noi, locuitorii acestui oraș, o zic trecătorii. Sunt mizerabili, doamne, ea ca sunt mizerabili, absolut mizerabili. Mai ales asta din centru, când vin delegațiile din străinătate, ți-i rușine. Îndreptându-ne spre autogara sud-vest, peisajul nu se schimbă considerabil. Doar că pasajul subteran prin care ar fi trebuit să treacă zilnic sute de călători este evitat. Din cauza mirosului insuportabil din această trecere subterană, oamenii își riscă viața traversând neregulamentar strada. Încerca să treci pe acolo fără protivagaz, fără mijloace de protecție, nu sunt posibil. Miroase, murdării. Foarte rău, urât. Urât tot. Moldovenii nu știu să păstreze curățenie. Miroase urât? Da. Autoritățile însă pasează responsabilitățile de la unul la altul. Nu, treceri nesuterane, cum a vorbit și să nu la mine, nu la mine. Într-un final, șeful Direcției Generale Transport și Căi de Comunicații, în a cărei subordine intră administrarea pasajelor subterane, s-a arătat dispus să vorbească despre situația subteranelor din Chișinău. Noi avem niște reparații în valoare de 63.000 în 2015 și 2016 aproximativ în jurul de 300.000 de lei. Deci toate aceste întreținere în mod normal ar fi cel mai corect ca să fie făcute din sursele financiare ale antreprenorilor, dar trebuie să înțelegem că pentru asta Consiliul trebuie să aprobe toate contractele. Deci pe o perioadă de cel puțin 5 ani, propunerea noastră este de 10 ani, deoarece persoana juridică care investește trebuie să aibă timp să-și recupereze aceste bani, plus să aibă și un profit. Nu odată pasajele au fost iluminate, dar în scurt timp, de o săptămână, două, maxim o lună, deci au fost deteriorate, au fost vandalizate, furate plafoanele, cât și cablurile electrice. Cele mai multe dintre trecerile subterane sunt date în arendă, mai exact 16 la număr. Iar de curățenia și întreținerea acestora sunt responsabili agenții economici. Pentru a primi un spațiu, un agent economic trebuie să îndeplinească mai multe cerințe. Ca să fie iluminate, ca să fie deschise pe timp de noapte. Deci, subterana, în primul rând, trebuie să fie subterană, după aceasta, deja spațiu comercial, fiindcă înțelegem noi că niciun antreprenor nu o să vină doar să întrețină subterana dacă nu are un profit, un venit din această afacere. Totuși, veniturile din chirie nu acoperă lapsusul din buget. În momentul aprobării bugetului municipiului Chișinău pentru anul curent, renovării trecerilor subterane nu i-a revenit niciun leu. Cert este că din cauza datoriilor acumulate de agenții economici, primăria i-a atacat pe aceștia în judecată, iar acum 13 dosare așteaptă sentința finală. Eu sper că în 2017 vom finaliza toate judecățile care le avem la
ziua respectivă. Deci, și atunci, făcând un tabel, o să venim cu o propunere către primarul general, unde o să arătăm problema la zi. Până atunci, unele scări vor fi întreținute din contul Direcției Transport a Primăriei Municipiului Chișinău. Starea trecerilor subterane din Chișinău a intrat și în vizorul platformei comunitare Primăria Mea. Cei de la Primăria Mea au realizat un sondaj în care chișinăuienii și-au spus doleanțele și au venit cu recomandări pentru autorități. Ceea ce au stabilit oamenii ca priorități și nu noi, este vorba despre instalarea echipamentelor de iluminare, în primul rând, reparația scărilor și pereților, asigurarea curățeniei, să fie instalate camere de supraveghere, ceea ce ar spori securitatea, și la urmă au mai scris oamenii că vor să fie amenajat un WC public, chiar și contraplată. Deci noi nu venim cu priorități din aer, noi venim cu ele consultate cu cetățenii. Evident că mulți spun că acolo este miros urât, că sunt boschetari, că este periculos, și fiecare dintre noi cu siguranță când o să treacă printr-o subterană o să găsească un lucru pe care ar vrea să-l schimbe și înspre bine. La finalul anului 2016, în urma sondajului și a câteva articole pe care le-am scris și scrisorilor trimise către autorități, subterana de la Bulevardul Dacia, intersecție cu Bulevardul Traian, a fost curățită, pentru că acolo era periculos. Mulți dintre cetățeni s-au plâns pe faptul că noaptea este foarte întuneric și periculos, ghiretele erau stricate și nimeni nu le mai curăța, și în sfârșit cel puțin un act de curățire a subteranei a avut loc. Respectiv, credem că în scurt timp putem să izbutim. Se poate. Bună oară, trecerile subterane din capitala Cehiei au scări rulante și nu necesită să fie arendate de agenți economici pentru a arăta îngrijit. Și în Londra, Marea Britanie, pasajele subterane sunt gestionate și menținute de către instituția publică locală care oferă servicii de transport public. Pe lângă granturi și finanțări, sursa principală de întreținere a subteranelor sunt banii obținuți în urma biletelor vândute călătorilor. Totuși, când vom avea pasaje subterane ca în Europa? O să avem un buget ca în Europa, în primul rând, și o mentalitate ca în Europa. Ne răspund autoritățile. Nu știm cât timp va trebui să treacă astfel încât pasajele subterane ale Chișinăului să fie a idoma celor din Londra, transformate în galerii de artă, sau măcar a celor din Iași. Dar cert e că Chișinăul a rămas restanțier la încă un capitol.